aveau să fie acum ambii să lupte împotriva mafiei. Domnule Ațăcu. Nu știu, eu, noi n-avem prea mult timp, dar eu vreau să vă propun un scenariu foarte curios, așa, de desfășurarea lucrurilor care cum vor urma. Sigur, domnul Țăranu intră o ipostază cam jalnic, așa, mi se pare că... Eu cred că totuși, domn profesor, ar trebui să vă detașați un pic de asociația asta, de apologeta. Pentru că este execrabil, înțelegi? Noi suntem marcați de un marazm total și lucrul ăsta s-a întâmplat datorită faptului că două partide, deci timp de 4 ani sau 5 ani de zile, practic au demolat toată încrederea noastră în... Pentru că anume astea două partide se fac responsabili. Care încredere? Pe data de 30 noiembrie e acumulat același număr de mandate. Deci ce vorbiți? Același lucru. Ei nu fac altceva. Eu cred că misiunea unui intelectual este să fie critică și nu trebuie să aibă nicio abordare, nicio scuză. Eu nu sunt intelectual, eu fac analiză politică. Nu, sunteți intelectual în primul rând. Pentru că sunteți istoric. Dar dacă vă... declasați din statut de intelectual, atunci nu aveți niciun drept moral să vorbiți. Nu, eu aici nu apar în calitate de intelectual. Nu este vorba de un intelectual, noi dacă ne pierdem vocația, pentru că Partidul Liberal, prin scoaterea Partidului Liberal, s-a scos un electorat care mie mi se pare că este cel mai conștient politic și în lipsa unui suport intelectual pentru actuala guvernare este practic imposibil să conceptualizăm cum noi să facem integrarea europeană. Votanții Partidului Liberal sunt oameni foarte clari, care predau în școli, deci merg în instituții superioare de învățământ și care sunt pur și simplu îngrețoșați de tot ce se întâmplă, înțelege sau nu. Și lucrul ăsta, deci ne face pe noi să înghițim tot rahatul ăsta pentru că doi oameni, deci au ajuns în ipostază să controleze întreaga țară. Domnule Țăcu, dacă e să vorbim despre ceea ce ne așteaptă pe viitor, în imediatul viitor sau cel mai târziu. Ce o să urmeze. Da, ca și concluzie. Deci, există un om foarte important actual în construcția asta care se încearcă face. Este vorba de Iuri Leancă. Iuri Leancă este într-o poziție foarte complicată. Pe de o parte, deci, el este cel care, în ochii Occidentului, mai păstrează cât de cât veleități, și care, dacă va fi pus prim-ministru, va trebui cu mâinile lui să spele toate, să spele toți banii, să fure și așa mai departe. Și Iuri Leancă are de făcut o opțiune foarte serioasă dacă vrea să fie prim-ministru într-o fel de construcție. Și nu, foarte scurt. Și mie mi se pare că, deci el nici nu o să fie numit prim-ministru pentru că popularitatea lui deranjează atât pe Filat cât și pe Plahotniuc. Și în procesul de vot, pur și simplu, candidatura lui nu o să fie votat de comuniști, el o să fie marginalizat și în ultimă instanță deci va fi găsit alt om. Ce aș face eu în locul lui Iuri Leancă? Eu cred că la ora actuală este foarte clar că el ar trebui în cadrul Parlamentului să creeze o fracțiune și vor fi oameni din cadrul deci Partidului Liberal Democrat care ar putea în ultimă instanță aducă o notă de normalitate și de moralitate în politica moldovenească. Dacă Iuri Leancă nu o să facă lucrul ăsta, deci el nu-și merită ipostaza de poliția. Foarte, foarte scurt, domnule Dovganiuc, avem... Un singur gând, o singur. Dacă Ghimpu refuza, precum a spus, la funcție de președinte a Republicii, deci nepartajabilă politic, dacă Ghimpu refuza la orice funcție, la ministere, niciun minister nu vreau, dacă Ghimpu spunea, nu vreau nicio funcție în Parlament, oricum, vreau doar să fie adus un procuror de peste hotare din Uniunea Europeană, oricum nu era acceptat în această alianță. Doi, de la acest acord nu aștept nimic. Domnule Țăran, în opinia dumneavoastră, Iuri Leancă va fi următorul prim-ministru sau se va ajunge la o înțelegere de altă ordine? Ar putea să fie Iuri Leancă, ar putea să nu fie. Iuri Leancă nu este, nu are baghetă magică ca să salveze Republica Moldova. Avem nevoie de altceva. Avem nevoie de un grup politic capabil să facă acest lucru și încă o propoziție. Niciodată n-am fost apologetul acelor lucruri murdare care se fac de unii politicieni în Republica Moldova. Dar dacă nu reieși în politică din realități, dar din acele imaginare, atunci ajungi la un fiasco total. Alex. Realitățile le-am văzut în ultimii 5 ani și a sosit, spunem, piciorul în prag, cel puțin cei care ne declarăm pro-europeni și să deschidem ochii acestui popor care a fost mințit timp de 5 ani de către două partide, cum a spus și domnul Țăcu, care au adus intenția de aderare la Uniunea Europeană de la 75% la 44%. Eu vă mulțumesc foarte mult. 75. Comuniștii au fost acei care au ținut. O să mai avem ocazia să discutăm despre acest subiect. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat la această emisiune, doamnelor și domnilor. Cu siguranță aici în platou discuțiile vor continua. Noi ne reîntâlnim însă mâine la ora 19:50. O seară bună să aveți.